Salutare amoroșii mei lei, bine v-am găsit la Zodiacul lunii iulie. Eu sunt foarte nerăbdător să vedem care sunt mesajele cărților pentru voi. Dacă și voi sunteți la fel, vă rog să rămâneți alături de mine. Bun, dragii mei, prima și prima oară voi extrage un mesaj al Arhanghelului Gabriel să vedem ce are Arhanghelul Gabriel să-ți transmită pentru luna iulie. Deja a căzut acest mesaj. Arhanghelul Gabriel te îndeamnă ca în luna iulie să-ți faci curaj și să ții aceste discursuri în public, să vorbești în fața celorlalți, să te exprimi. Ai mesaje importante de transmis care îi pot ajuta pe ceilalți. Nu lăsa aceste mesaje doar în interiorul tău. Oferele și celorlalți. Poate în luna iulie te pregătești de un meeting, te pregătești de un seminar, te pregătești de ceva, să vorbești în fața unor oameni și simți că ai aceste emoții. Simți că ai emoții considerând că poate nu stăpânești informația destul de bine, dar o stăpânești. Pentru unii dintre voi, luna iulie va reprezenta întâlniri. Întâlniri cu oameni diferiți, cu personalități diferite și vei avea ceva de învățat de la aceste persoane, dar și aceste persoane au de învățat de la tine. Îți voi transmite și din punct de vedere numerologic și spiritual care este energia care o să-ți dea târcoale în luna iulie. Hai să vedem. Acesta este mesajul pentru tine. Mesajul pentru tine este legat de mândrie. Cartea cu numărul 19. Caută te rog în planul spiritual, în planul numerologic numărul 19 pentru tine. Cred că această faimă, de care vei beneficia în luna iulie, o să te facă mândru. Bine, tu și așa ești puțin mândru fiind în zodia aceasta a Leului. Vorbim despre uh, mândrie, vorbim despre un ego destul de mare, destul de puternic vezi ce faci cu această mândrie. Încearcă să rămâi smerit în fața succesului. Pentru că nu vei face altceva decât să atragi și mai multe binecuvântări în viața ta, dacă vei avea această atitudine. Nu te considera buricul pământului. Hai să vedem ce spun și cărțile de tarot pentru tine. 10 de cupe, vei avea o lună plină. Mulți dintre voi cred că plecați într-un concediu cu familia, cu cei dragi voi. Alții au șanse foarte mari să se căsătorească sau să se mute la țară, vă mutați într-o altă localitate, vă mutați într-un peisaj frumos, superb, plecați din oraș, vă luați toată familia și plecați. La baza pachetului, cartea Diavolul, eu cred că din trecutul tău apropiat există o dependență față de cineva. Ai o dependență uh, față de o persoană, o persoană care poate să fie din zodia capricorn, dar nu este obligatoriu. Da? Este cineva aici care nu îți oferă energii tocmai bune. Poate dorești să scapi de ceva, poate dorești să te lași de fumat, dorești să duci un stil de viață mai sănătos, dorești să scapi de anumite vicii în luna iulie, poate fi și poate fi și aspectul acesta, da? Parcă te îndrepti așa către ceva mult mai sănătos pentru tine. Așa cum ziceam, unii dintre voi o să vă întemeiați această familie sau vine un copilaș. Avem un îngeraș care vine pe drum, da? Sau vă mutați undeva cu familia, vă mutați undeva la țară, plecați într-un concediu, cam aceasta este energia așa de luna iulie. În trecutul tău apropiat, ai avut o relație cu un săgetător, cu un leu sau cu un berbec, depinde după caz, iarăși nu este obligatoriu. Eu pur și simplu spun ceea ce simt în cărțile de tarot. Și uh, ai crezut că persoana aceasta va fi totul pentru tine. Ai crezut că poate o să ți intemezi această familie cu bărbatul acesta. Dar cred că ai descoperit ceva legat de el, ai descoperit poate că mai este însurat sau că mai are o viață paralelă. Chiar dacă era un bărbat foarte atrăgător, un bărbat foarte sexy, avea această alură de burlac, dar de fapt nu era. ți-a dat speranțe, ți-a dat speranțe și șanse foarte multe și într-un final ai rămas singură. Sau singur. Într-un final, ai reușit să ieși din întunericul acela. Este o persoană aici care ți-a cam dat bătăi de cap, într-adevăr, te-a făcut să te îndrăgostești. Te-a făcut să, să îl placi, să l dorești foarte tare, după care te-a lăsat în pace, sedusă și abandonată. Cam așa ceva îmi, îmi spun mie cărțile de tarot în ceea ce privește trecutul tău apropiat. Datorită acestei relații, astăzi ai senzația că orice ce se întâmplă în viața ta pe plan amoros necesită un sacrificiu, un sacrificiu. Și chiar o suferință, încerci cumva să te ții departe. Am senzația că nu prea mai vezi luminița de la capătul tunelului, te-ai transformat într-o persoană mai rece, mai dură, Iată, avem aici 9 de spade, cartea spânzuratul și 2 de spade. Blocajul mental avem aici. Din punct de vedere mental, nu treci printr-o situație foarte bună. Poate vă confruntați cu depresia unii dintre voi. Poate luați medicamente deja, ceva care să vă liniștească, pentru că sunt foarte multe fantome ale trecutului. Care vă urmăresc acum, în prezentul vostru. Care este scăparea din această situație, mă vei întreba. Ei bine, ai cartea spânzuratul pe mijloc, da? Și asta îmi spune că poți ieși din această situație doar dacă încerci să vezi totul dintr-o altă perspectivă. Poate și dintr-o perspectivă spirituală, da? Dezleagă-te la ochi. Dezleagă-te la ochi. Ia uite ce avem aici. Parcă nu mai vrei să te confrunți cu realitatea. Nu mai vrei să vezi această realitate, pur și simplu. Nu-ți place ceea ce vezi, nu-ți place ceea ce vezi, nu-ți place ceea ce simți. Cartea Spânzuratul te îndeamnă la a întoarce totul în favoarea ta. Este nevoie, într-adevăr, de un sacrificiu, este nevoie de un compromis întotdeauna pentru a ajunge la acea iluminare. Nimic nu vine ușor. Trebuie cumva să ne adaptăm și să ne readaptăm condițiilor. Și nouă de spade, foarte multe neliniști, foarte multă anxietate simt aici, atacuri de panică, neîncredere, gânduri negre. Poate veni și din partea acestei persoane, dar poate aveți și o problemă legată de credință, aveți o problemă legată de spiritualitate, de calea voastră, pe care nu o mai găsiți, așa simțiți că nu o mai găsiți. Și de aceea spun că v-ați transformat într-o persoană mai dură. Iată, avem aici Regina de spade. V-ați transformat într-o într personalitate dură rece. Emoțiile acestea nu mai vreți să vi le arătați. Le țineți pentru voi. Nu mai vreți să fiți vulnerabili. Deși voi lei vulnerabili, hmm. Dar, bineînțeles că aveți și voi vulnerabilitatea voastră acolo și nu mai vreți să fiți atacați. Și atunci, purtați această mască. Ați spus, lasă că o să încerc să-mi schimb eu atitudinea, să vedem dacă uh, cineva se mai pune cu mine. Cam așa ceva văd aici. Un război, un război dus cu tine și un război dus uh, pentru credință sau pentru o persoană anume. Ce mai avem aici? Pajul de băte, iarăși pajul de băte a căzut, cred, la fiecare etalare, șase de spade și cartea temperanța. Iarăși aici s-ar putea să ai legătură cu un săgetător sau cu cineva care are planete în săgetător, ascendentul. Vorbim despre o călătorie pe care tu o vei face de ordin fizic sau pur și simplu părăsești, da? părăsești zona aceasta, nu mai, nu mai vrei să știi nimic, nimic legat de omul acesta și te orientezi mult mai mult către sănătatea ta. Vrei să duci un stil de viață mai sănătos, vrei să slăbești, vrei să urmezi o dietă, vrei să faci sport. Sunt lucruri care țin strict de energia ta, vrei să te reechilibrezi, vrei să-ți redobândești acest echilibru în luna iulie. Și foarte bine faci, foarte bine faci. Observ că vrei să te bucuri de viață. Ajul de bâte, arată să nu mai stai pe loc, arată să faci ceva creativ, să-ți pui mintea la contribuție, să lucrești ceva, să faci cumva să ieși din zona aceasta um, a răzbunării cumva. Da? Trei cărți foarte, foarte frumoase, dar uite că îmi arată și zona aceasta de... Resemnare, deci ești cumva resemnat cu gândurile acestea. Ai văzut ceva, ai dat peste niște experiențe pe care inițial nu le-ai crezut posibile, dar ulterior ți-ai dat seama că așa sunt și ai plecat resemnat. Ai plecat resemnat. Și acum cauți echilibrul acesta, cauți echilibrul interior. Ești mult mai axat pe ceea ce se întâmplă în interiorul tău decât pe ceea ce există în exteriorul tău, așa cum o făceai acum ceva vreme. Cam acestea sunt mesajele mele pentru tine, dragul meu Leu. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru că mi-ai fost alături. Dacă ți-a plăcut clipul acesta, nu uita să dai un like și un share, pe mine mă ajută foarte mult. Și până data viitoare, tot ce îți doresc este iubire, pace și te rog să ai foarte mare grijă de tine.